Doamne, Lura, e. Cine ești psedatele la Jăcăi? Am nevoie de președinte la Jăcăi. Bună ziua, eu sunt Mircea, cu ce vă pot ajuta? Băi, ascult-mă pe mine, deși pe locul meu nimeni nu se parchează. Domnule, pentru că este locul dumneavoastră de parcare. Băi, tu Slavic, ascultă până la sfârșit. Eu vin de la lucru, obosit, enervat, și pe locul meu nimeni nu se parchează. Eu trebuie să mă parchez cu două locuri mai încolo, dar pe locul meu nimeni nu se parchează. Bă, și să mă sfădescă-i? Domnule, dar pentru ce vă certați? Băi, tu înțelegi că sfada asta e sensul vieții mele. Ei, eu am slujit în Vaiana Marscoi Moldavski flote. Unde? Unde? La dambe, băi, am slujit. Eu sunt cantușnic, ai, tu spune-ne, cu șiri eu să mă sfădesc, a? Domnule, pentru ce să vă certați cu cineva? Băi, Grișa, ascultă-mă pe mine atent. Eu am trăit 20 de ani în Hrușovcă, tu înțelegi? Acolo aveai cu cine te sfădeai, cu Jecu, cu alt, cu vecinul. Băi, și acum n-ai cu cine te sfădeai. Asta nu-i bine? Băi, care ele? Băi, tu ai văzut facturile? Tu ai văzut aia cât vine cu facturile? 500 de lei pe 100 de metri pătrați. Băi, la mine Hrușovcă, în 40 de metri, vineai 2000 de lei pe căldură. Dar pe asta e bine. Băi, voi furați căldura, ei! Eu știu cum ai furați căldura. Unde sunt șocicurile mele din casă? Unde sunt șocicurile pentru care eu am plătit bani? Ei, nu-mi blați voi nici voi, eu știu jehurile astea. Voi furați elunine. Băi, șocicurile mele treci la mine în casă. Eu pentru cine scriu toate datele astea în contor? Pentru cine dau toate datele astea? Domnule, dar nu mai trebuie să mai scrii niciodată de la contor pentru că ele sunt transmise automat. Băi, de ce ați făcut voi pireții și? Odată n-am frec și eu femeie și n-am cui mă lăuda, băi! Nimeni nu mă aude! Domnule, dar pe asta e bine că nu vă aude nimeni, spune asta se separați de vecini. Băi, la tine cum arată în TV? Cer scuze, dar eu nu mă uit la TV. Băi, la tine cum arată în TV? Arată cum arată în TV? Dar nu mă uit eu la TV. Băi, pune în TV. Bun, calmați-vă, eu pun în TV. Bine arată. Și la mine tot arată chine. Băi, și asta e normal, ai să arăte chine așa în TV? Ia ca omul și el fericit, la care nu arată în TV. E și el fericit, e cu tot sfădeu, dar eu cu cine să mă sfădesc. Așa l-am sfădeu cu teța și m-am ajuns la bătrâneță, n-am cu cine mă sfădeu. A vostru e trebuit la bătrâneță, trăiam normal la Hrușovcă. Domnule Grigore. Băi, Slavic, ai pur și simplu nu mă înțelegi. Domnule Grigore. Cu cine să sfădești? Mai este un domn cu aceeași problemă scara vecină, poate vă fac cunoștință. Nu trebuie nimeni! Ce apartament? 33. Cum îl cheamă? Vasile. Spot eu să vin la voi în fiecare marță aici. Dar cu ce scop, domnul Grigore? Mai să am cu cine mă sfădesc, mă descarc. Să dau cheatra asta de pe suflet. Nu, veniți. Hai, mulțumesc că ai grijă. Mersi. Bă! Și toți șocicurile și ele în apartament, că ele sunt ele, înțeles ai seama? Mircea,